3, 2, 1. Așa a început cea de-a noua ediție a concursului de traversare Nota Tarniței, un concurs care a debutat în urmă cu 8 ani, când la start erau doar 14 participanți. Acum, peste 100 de notători, profesioniști sau nu, au avut curajul să intre în apa rece și să se lupte pentru medalii. Printre ei și Lucas, cel mai tânăr participant. La cei doar 10 ani ai săi, a reușit să parcurgă proba de 1500 de metri în doar câteva zeci de minute. Cât te-ai pregătit înainte? Vă rog să faceți loc concurenților de la 1500 de metri. Două zile m-am pregătit. Două zile? A fost 10 apa? Da. La început. La ce probă? 1500 de metri. Ce a fost cel mai greu? Ținutul capului în apă. Ce a fost cel mai greu? Prima jumătate. După prima jumătate te obișnuiești și începi să dai mai tare. Este bine să te pregătești înainte, măcar cu câteva luni înainte, să faci antrenamente câte un kilometru jumate. Încurajați de aplauzele celor de pe margine la proba de 6500 de metri prin apa adâncă a Tarniței, doar înotătorii profesioniști au luat startul. Cei 90 de participanți trebuiau să parcurgă distanța în cel mai scurt timp posibil. Cel care a reușit să ajungă primul la finish și chiar să doboare recordul traversării Tarniței a fost Ștefan. Un pic rece apa și la, chiar la început a trebuit să-mi dau neoprenul jos, a fost prea cald pentru mine. Lung pentru că nu știam. Încă un colț. Plăcere, răbdare, ai o oră și ceva ca să te gândești la multe lucruri. Am zis că pentru mine e un pic mai ușor, că nu de vreo 30 de ani, dar pentru ceilalți care sunt în spatele meu, cred că e un efort deosebit. Chiar dacă nu toți au fost declarați câștigători, participanții au fost răsplătiți la finalul traseelor cu aplauzele prietenilor de pe margine.